Sunt se... tensiuni în Partidul Național Liberal? Nu, nu, nu. Nu sunt tensiuni. Partidul Național Liberal la capitolul democrației interne a excelat tot timpul. Adică există opinii, există dezbatere înainte reală. Erau și tabere. Mai sunt tabere în Partidul Național Liberal? Sau... Nu mai sunt. Recunoaștem perioadele extrem de agitate prin care am trecut. Eu cred că am învățat foarte mult din ce s-a întâmplat cel puțin în ultimii 2 ani în Partidul Național Liberal, apropo de chestiuni interne și în momentul de față toate lucrurile sunt... E o singură tabără. Da, e o singură tabără, iar această tabără, mai mult decât disputele politice sau competițiile noastre interne, a asumat un lucru extrem, extrem de serios, guvernarea acestei țări. Acolo trebuie să dăm măsura valorii noastre, în acea zonă trebuie să concentrăm toate eforturile noastre, competențele și, bineînțeles, și contribuția fiecăruia, pentru că cu toții putem contribui. Suntem un partid care, uitați-vă, cel puțin bordul de conducere conduce, e practic se confundă cu jumătate din guvern și mai mult președinți de consiliu județene, avem primari, oameni extrem de importanți cu funcții de maximă responsabilitate. Acolo este acolo se concentrează efortul nostru al tuturor. Rata anuală a inflației a urcat la 15,3% în luna august a acestui an, de la 15% în luna iulie, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, 70%, cartofi, 54% și ulei, 50%. Întrebarea care este acum, cred că pe buzele tuturor românilor, cât de mult va mai crește această inflație și la ce să ne așteptăm în perioada următoare? Vă spun sincer că așteptările noastre sunt unele optimiste, pentru că evoluția noastră comparativ cu a statelor din Uniunea Europeană, să luăm exemplu doar a celor din Uniunea Europeană, este una mult, mult mai controlată, i-aș putea spune. Sunt evidente creșterile de prețuri. Sunt evidente măsurile pe care le-am luat care să protejeze, ați dat câteva exemple din industria alimentară și din agricultură, care să protejeze acest lucru, pentru că sunt lucruri de bază pentru oameni, sunt nevoi de bază pentru oameni. De altfel, ordonanța pe energie, știți foarte bine, compensează în totalitate consumul de energie, gaze și electricitate a celor care activează în această industrie, tocmai pentru a avea alimente, cel puțin, la un nivel de preț extrem de scăzut. 2. Au existat măsuri care au cumva temperat această inflație. Și BNR-ul ne spunea foarte clar că probabil, dacă n-am fi avut acele măsuri, inflația s-ar fi dus de 20%, peste 20%. 3. Guvernul are, apropo de modalități de a stăvili această creștere a inflației, măsuri concrete care țin, de exemplu, de cel mai înalt grad de investiții care a existat vreodată în România, bani care sunt injectați în economie, care ar trebui pe undeva să producă și la rândul lor, bineînțeles, să ajute să depășim momentul ăsta dificil. La fel, extrem de important, apropo de... Bine, pe lângă chestiunile de politică monetară, care sunt apanajul BNR-ului și BNR-ul se descurcă deocamdată în situația asta extrem de dificilă, la 15% comparativ cu alții suntem în zona safe, da? Avem PNRR-ul. Nu a existat mobilizare mai mare în România a vreunui guvern pentru atragerea acestor bani din afară, care injectați în economia românească sunt aur în aceste momente de criză. În loc să tipărești bani, apropo de ce spun unii, că ar trebui să mărim din pic pensii și salarii, încurajezi economia ca să produci mai mulți bani. Și PNRR-ul este cea mai importantă resursă, cea mai apropiată, cea mai la îndemână nouă românilor pentru a face rost de acești bani care să-i aducem aici, care sunt cu plus. Sunt bani care îți vin din afară și îți aduc plus. Ei, dacă reușim să facem acest lucru și la nivel guvernamental ați văzut foarte bine cât de mult accent se pune pe PNRR-ul, iarăși găsim o soluție care indirect ne va ajuta să diminuăm inflația. Nu în ultimul rând, eu cred că în România, deocamdată, și cred că și iarna aceasta va confirma acest lucru, controlăm destul de bine situația în cifre și în măsuri adoptate la nivel guvernamental. Asta nu înseamnă că nu se recunosc de către guvern anumite creșteri de prețuri. E evident acest lucru, dar ca să revin la întrebarea dumneavoastră, sperăm să neapărat să le scădem, dar să le fixăm la un anume nivel
și să nu mai crească. Este estimarea celor care conduc guvernul în acest moment și cred că lucrul acesta se va confirma. Deci să nu mărim doza de ceai de tei, să nu ne facem stocuri de ceai de tei, nu? Asta e, să înțelegem. Eu cred că suntem... Să rămânem pe poziții cu... Suntem obligați să fim optimiști. Mai ales noi cei care conducem pentru această perioadă țară. Dar dacă prețurile o vor lua razna la iarnă, ați fi de acord, Partidul Național Liberal ar fi de acord cu plafonarea la unele produse alimentare de bază? Vă dați seama că acum, Partidul Social Democrat, acum în trecut. Vorbim despre o ipoteză. Se poate întâmpla sau nu se poate întâmpla? Dar ați fi de acord? Dar haideți să ne uităm, de exemplu, ce s-a întâmplat în Croația. Croații au plafonat prețurile la anumite alimente de bază. Prima reacție a fost generată de industria de profil, care, evident, și-au retras produsele de ferafuri, care au declarat că nu mai pot produce aceste produse alimentare la prețul indicat de guvern, lucru care a generat penurie. De regulă, noi liberalii nu încurajăm astfel de practici. O intervenție abruptă în economie la nivelul prețurilor îți creează un val de perturbare economică până la nivel de producător, că tot vorbim de industria alimentară. De asta spun că acestea ar fi practic, din punctul meu de vedere, vă răspund că discutăm o situație ipotetică, ar fi ultimele măsuri pe care am putea să le luăm. Sau dacă le-am luat, apropo de plafonarea unui prețul alimente de bază, pe o perioadă extrem de scurtă, astfel încât să nu distrugem economia de profil, astfel încât să nu generăm penurie. Vei avea pâine la un preț mic, dar nu o vei găsi la raftă, ca să se înțeleagă toată lumea cum se traduce această penurie care se întâmplă deja în anumite țări europene.